Pięknie dotykać nasza. Ja mam stację, tylko tam analizatę, jeśli się tak. A mogę tam nie być, na jednym dzieło. Tak. La Bea, w mnisku, ta Atașa. Da. Să se întâlnesc în părțirii numai respectiv, da? Deci era aur, egal, dat 1, ori 2, ori 3, ori 1, ori 1, ori 100, ori 100, minus 31 la el. Și el nu era... Așa... Și el nu aflase la punctul 201, a... 201, parcă. Zic eu acum, ia, 201, era. Da. Da, bine. Deci ăsta este... Ia că o dată ți-ai zis pe care ai fost, când ai fost Oriu. Și e egal cu 201, nu? Da, 201, 201. Să se afle, nu, insist pe B un pic, să se afle restul, restul împărțirii lui A la 201. Dar nu-i aduce aminte, efectiv, eu? Atunci, da, eu n-am fost. Oria n-a fost. Da, eu vreau. Eu nu mai aduc nimic. Hai să vedem. Hai să vedem. Secundă, secundă. Asta îmi place foarte. Da, restul împărțirii lui iau la 201. Da, corect. Restul trebuia. Corect. Da, dar și aminte. Dar să-mi trebuie un problem. Corect. Deci, dacă spune așa, autor. Am numărul A. Și numărul ea. Da. Și ne interesează restul împărțirii lui A la ea. Dacă te primi restul împărțirii la A... Adică să ne întoarăm împărțirile. Vezi? Asta plecăm. Te împărțirii cu restul. Deci teorema, teorema împărțirii cu restul. Asta înseamnă echivalent cum a spune. Că de împărțit, și hai să ne amintim, de împărțitul este egal cu împărțitul ori plus restul. Ce înseamnă să nu ai echivalent? Că unul ori doi... De împărțitul la noi este numărul A. Dar... Deci A. A trebuie să fie egal cu... 201 ori un cât plus restul neștiut. Asta e traducerea în momentul de față, da? Și putem să scriem, adică să descriem 1 ori 2 ori 3. Scriem de A, cine este A? A este 1 ori 2 ori 3 ori cum pe minus 31. Da. Este egal cu 201 ori cât plus 3. 201 ori cât plus 3. Am scris de ori împărțirii cu restul. Ce am făcut? Am făcut 3 ori 60 și... 67, mă zic minte. Adică... Adică de unde trebuie? Pe 201 l-am descompus. Da, l-am descompus. Că 201 se împarte la 3. Și am scris că 3 la 67. Vedem că o să-l avem în acea sumă. L-am scris că 3 la ori 67. 3 ori 67. 201 nu poate să fie privit așa, da? Deci, mă zice, de echivalent, poate spune 1 ori 2 ori 3 și subliniem pe 3, ori 4, ori puncte, puncte, ori 66, ori 67, și el în cadă, ori 68, ori puncte, puncte, ori 100, minus 31, egal cu? 201. Adică, în loc de 201? 3 ori 60. Ori așa, ori cu ăsta, cu 3 ori 67, facem 201. Ah, da, logic. Da? Da. Și egal acum cu 201. Ori cât plus rest. Plus rest. Putem să împărțim prin 201? Nu cred. N-avem 31 ăsta. Putem să alegem pe 31. O să ducem pe 201 orică în prima relație și pe 31 în a doua. Deci, da? Da. Deci scădem pe 201 orice din an din membru și din coace alătărăm pe 31. Da. Și relația se așează așa. Uite cum se așează, da? 1 ori 2 ori, în loc de 3, ori 4, star peste 3. Da? Star peste 3, că... 3, nu mai este, este deja băgat în 201. Da. Plus ori 5,
ori, puncte, puncte, ori, 66. A scrii și tu, scrii și tu, că știi, ăsta a fost motivul pentru care ai uitat. Da? Deci, multă grijă. Ori 66, ori 68, ori puncte, puncte până la 100, este egal minus, minus, minus 201. Dar aici putem să zic 201 aici în față puțin. Știți de ce 201? Că tocmai a ieșit 3 ori 67, fac 201. Și l-am pus pe 201 aici, în față. Minus 201 ori cât, da? Este egal cu restul plus... Este egal cu restul plus 31. Și știu că... A, știu și eu punctul care era. Și acum ce putem face la cele două lumea? Că ne uităm. Putem să dăm pe 201 în partea cu mai? Asta e. 201 este și aici și în partea aceea. Ce și apare 201 pe lângă... Horia, vorbește. Lângă 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5, ori puncte, puncte. 66, ori 68. Ori puncte, puncte, ori 100. Așa. Minus 1. E egal cu restul plus 31. Ei, și acum? Da, acum minus cât? Minus cât? Minus cât, foarte bine. Minus cât, minus 1. Ai avut dreptate, minus cât, la fost de fel. Uite, așa îmi place vorbea. Și acum apare. Apare. 201 mulțit cu ceva, face R plus 31. Observație, R trebuia să fie mai mic decât 201. Da. Că noi am împărțit la cine? Restul împărțirii la 201. Și atunci, restul e mai mic decât împărțitorul, da? Da. Cât să fie toată șmecheria asta? Ca în momentul în care am dus pe râpul 31, poate să fie ăsta 2? Dacă ar fi 2, 402 este egal cu râpul 31. Și râul ar fi 402 minus 31. Care e destul de mare față de râul mai mic decât 201. Dar, da, adică, vedem că cum ne apropiem încât să fie cel mai... Să fim mai apropiat ca să da. Fim mai mic. Deci dacă l-am avea pe paranteză să fie 3, ar fi 602. 602 minus 31. Oh, și mai mare. Și mai mare. Dar dacă este 1 paranteză mai mare? Obligatoriu 1 trebuie să fie. Da, e 1. Deci e obligatoriu când acolo 2. Nu ar trebui să faci acest lucru. Vezi că se duce la iurea. Da? Deci cum R e mai mic, cum R e mai mic de 201, rezultă de aici că obligatoriu, toată paranteza asta este 1, atunci 2, adică 1, 2, 2 ori 4, ori 5, ori puncte, puncte, ori 66, ori 67, ori puncte, puncte, ori 100, minus C, egal cu 1. Și de aici... Dar nu poate 67. Minus cât e egal cu? E 68 acolo, nu e 68, da? 68, corect, că mai înțelegește 67. Bun. Și de aici, dacă asta toată e 1, înseamnă că R plus 31, deci rezultă că R plus 31 e egal cu 1. De unde R va fi egal cu, nu, egal cu R plus 31, egal cu 201, corect. 201, dacă, da? Pentru că e 201 ori 1. Și de unde R va fi egal cu? R este egal cu 170. 170. Și știm și câtul. Câtul este... Câtul este... Toată șmecheria asta, da. Nu trebuie să o calculăm, minus 1. Da? Și cu asta am arătat încă o dată ghișițiu, am intrat în o problemă. Credeți că a fost important 31 ăsta? Da. Nu am avut ce. Putea duce 57 și 49 și... A, că tot ești același lucru cu 200. Putea spune și 201, dacă nu așa. Și dacă puneam 201 și acolo mă descurcam eventual, da? Deci 31 a fost dat la presneală. Să punem și noi acolo ceva. Iar ca împărțitor, șmecherul de autor... Și tot de folosiți, domn profesor, ca să aflați restul.
Păi, da, dar vreau să spun al restul. A, putea ar fi al rest, dar vreau să spun că nu de el a depins de el. Da, și fără el, corect. Deci, am avut grijă că 201 și cu 31 nu trebuie să depășească pe 400. Dacă aș lua 2, făcea 400, n-aveam 1. Deci 201. Mai întreb, 201 ăsta, credeți că a fost esențial? Putea să fi dat un număr, putea autorul să fi dat împărțirea asta la 113. Nu știu. Adică, cum spune? La 113, 113, ia să vedem dacă nu ar primi. 113 se parte la 2, nu? La 3, nu? La 5, nu? La 7? Ia vedeți, 113 se parte la 7? Nu. Nu. La, dar cum se parte? La 11? Nu. Nu se parte. E prim. Gata, eu sunt 13 prim. Șmecherul de autor. L-a dat pe 201, care e format din 3, înmulțit cu 67, două numere care se găsesc aici. Dar puteam să spun și un număr care se găsea acolo. Alte două numere. Stați, vă spun acum. 2 ori 68. 100. 2 ori 68. 100. Sau 100 sau... 4 ori 5, 20. Oricare din ele de se găseau aici. Dar el pe 201, ca să ne bage în panică. 201 e 3 ori 67. Și 67 se găsesc acolo. Poți să spui, să se împarte la două numere prime. Ca să bași pe ceva cu panică. La, hai să se zice, la 73, care e număr prim. De se găsește aici. 73 ori alt număr prim. Ori 19. 73 ori 19. 27. 63, 65, 70, 73, 7, 13. Să se află restul împărțirii la 1387. Și 1387, trebuie să-i panică și nu știi ce să facă, cum să găsesc. Îi găsesc multiple. Dar el se compune de cât 73 ori cât ori 19. 73 se găsește de aici undeva? Da. 19 se găsește? Da. Găsește. Și atunci ăsta e numărul. Și restul spui mai mic decât 1387. Și atunci când faci împărțirea, pui pe 1387, ca scoți în factor comun, cum să scoți 201, scoți pe 1300. Da? Și în final, îți dai seama de rest, pui acolo, la plesneală. Pui la plesneală un număr, cum a fost 31 aici. 52. Ori la durere o scază, povestea ta. Am vrut să insist pe chestia asta, să vedeți care a fost mecanismul. Nu, depinde dacă el a dus sau dacă el scaz contează. Păi da, dar și pe urmă scaz din partea cealaltă. Deci, în finalul este că se scoate factor comun. Dar acest număr, plus. Acest număr 1387 este compus din două numere care se găsesc aici. Din două numele prime, chiar ca să-l bate om în panică. Puteam să zic 73 ori 5. Nu, ori... Orice alt număr, orice alt număr. Care să nu fie chiar așa mare. Deci el nici nu a vrut să ne alerge pe noi să ne sperie. 1387. O da pe 3 ori 67, 3 ori 67 și-a dat 201. Și de fapt a spus, bă, să prind ăștia că 3 și... 67 se află acolo? Da. Dacă da, fac problema. Dacă nu, la revedere. Și noi ne-am gândit foarte mult până ne-am dat. Dar cum să ne gândim? Păi nu mai aștept că ne-am gândit foarte mult. Dar acum am insistat pe problemă pentru a vă atrage atenția că și voi puteți compune așa ceva. Da. Dar se poate. Păi da, uite cum am gândit. Acum, dacă vreți, vă da. Deci, ori, rapid puteți compune probleme de așa. Deci, o sumedenie probleme. Aia e ușor. S-a înțeles de ce? Deci toată povestea era mecanismul problemei.
Păi să împărțiți în suma 1, 2, 3, 4, 5 la 1307. Nu suma. Produsul ăsta. Produsul la 1307. Da, tocmai. Ăsta era de aici. Făcut pe 1307. Domnul profesor, are și punctul G. Acum, gata. După ce am insistat la punctul B. Tocmai așa ce ai luat și în Corea. Am insistat mai mult pentru a-l face înțeles. Acum ne permite să avansăm, să vedem și punctul C. Dar el a plecat ca așa cum l-am gândit. Data trecută muncind foarte mult. Da. Nu ne-am prins, hai să spun, nu ne-am prins din prima. Da. Oh, am muncit destul de mult, câte încercări, câte tatonări. De aceea tu ai și obosit și ai spus, ai părăsit de ghișiciu. N-ai mai fost atent. Eu am muncit. El a fost... Da, da, am fost atent. Da. El a fost încântat că deosebirea, să spunem, dacă nu focusezi continuu, dacă nu stai continuu pe lecție, iată cum se întâmplă ca la un moment dat să dispar din lecție și chiar dacă s-a ajuns la soluție, nu mai ai. Ai plecat acasă, nu mai știi. Dacă e în film, așa cum se întâmplă acum, se poetează după film, că înțelegi mai bine. Este fantastic! Este fantastic că în film fiind, tu poți vedea și tu și toți ceilalți. Tu n-ai mai avut creizitatea să zici, te mai pe film și a zis, și atunci iată că ai pierdut-o. Așa cum se întâmplă de fiecare dată la lecții. Foarte des copiii pierd lecția pentru că la un moment dat se deconectează. Își pierd atenția și lecția aceea zburat pe cabinetul. Da? Bun, cabinetul. Iată, netul, cabinet, așa este. Și acum, hai să ne întoarcem la punctul C, da? B-ul a fost ăsta. C-ul, că era un mie. Pentru N determinat la punctul A, adică pentru N egal cu 201, că nu ești prima. Da, pentru N egal cu 201. Arătați pe N la 2015. Să arătați pe N la 2015. Se poate scrie ca sumă a 3 pătrate perfecte nenule. Egal cu ceva la pătrat plus alt număr la pătrat. Adică x pătrat. Hai să zic așa, x pătrat plus y pătrat plus z pătrat. Deci să arătăm că numărul acesta, e la 2015, se scrie ca o sumă de pătrate, 3 pătrate perfecte. Ne vă supărați dacă... În loc de să punem 201. Eu m-aș gândi să facem ultima cifră. Da? Uite, știi bine că eu merg foarte repede pe inițiativa voastră. Facem ultima cifră. Dar nu uita nicio clipă. Că finalul, cerința este să fie ceva la pătrat. Plus ceva la pătrat. Înțeam că trebuie și un număr direct. Păi îți spun eu ultima cifră. Ultima cifră e 1. Păi 201, nu la... Dar nu ne folosește. A doua cifră e 0? Atenție! Dania și Davide, a fost prima ta inițiativă. Dar ne întoarcem acum, spune. Problema e ce se scrie ca o sumă de pătrate, o sumă de 3 pătrate perfecte. Ce să facem? Trebuie să-l transformăm pe N la 215. V-aș întreba. 25 îl puteți scrie ca o sumă de pătrate. Da, da. Care? Ceva doua. Cât? Ceva doua. Sumă. Sumă. 9 plus 16. 9 plus 16. 9 plus 16. 3 la 2 plus 4 la 2. Hai să vedeți, zicem altceva. Pe 26 îl puteți scrie ca o sumă de 3 pătrate perfecte? Nu știu. Vedem. Pe 26. Păi șansele scriu ca... Ca o sumă de 3 pătrate perfecte, 26. 9, 16 și 1. Uite, așa este. Plus 9. Nu m-a tras atenția așa. Păi da, dar n-am crezut că îți putem spune. Păi 1 la 2. 1. Păi de ce? Eu puteam să vă spun deodată să plăcerea asta, dar... V-am atras atenția că ai spus 2 și am venit cu 1 ca să vă gândiți la 1. Deci, iată pe 26 ca
ca o sumă de trei pătrate perfecte. Adică, ce înseamnă aici? Avem cum a spune, 26. Haide, Daria, de ce nu scrieți voi? Suntem în etapa ditatorială. Ce fac eu acum? Caut idei. Caut idei. Caut niște numere care pot fi scrise ca sumă de trei pătrate perfecte. Păi de ce nu descompunem pe 2015? Ca să-i găsim și... Păi asta am zis și eu. Păi să descompunem pe 2015. Bun. Cum se descompune? Ca o sumă de numere? Da. Și dacă este ca o sumă de numere, ceva la o putere, cum se scrie? De unde provine? De la o mulțire? Nu provine de la adunare. Atenție! Dragilor! Ce fac eu acum? Cine stă în fit pe și mă urmărește? Știți cum? Acum trebuie să vin după mine pas cu pas. Și să, dacă prindeți ideea, săriți în fața mea. Dar acum trebuie să urmăriți. Că eu pregătesc terenul. Eu sunt și eu în fața problemei pentru început. Vreau să descoper. Dar vreau cu voi să descoperi. Vreau ca voi să ajungeți în față să descoperiți înaintea mea. De aceea, atenție mult. Deci, după ce v-am arătat pe 25 ca o sumă de pătrate perfecte, care cine e de fapt? 3 la a doua plus 4 la a doua. De acord? 3 la a doua plus 4 la a doua. Am mișcat un pic cu 1 și apăr pe 26 ca fiind 1 la 1 la ori plus mă am pus 3 la a doua și plus 4 la a doua. Iată pe 26 ca fiind o sumă de ce? De 3 pătrate perfecte. Oare 2015? Dar dacă aș mulți aici, atenție ce fac acum. Dacă aș mulți cu 26 la puterea a 8. Cum am arătat egalitatea asta? Da, scrie echivalente. Viteză. Da, eu. Da. 26 la 8, l-am scrie ca 1 la tot. Nu, ți-ești egalitatea din stânga și din dreapta. 26. Deci 26 la 1, cum este aici, ori 26 la a 8-a. Da. Egal cu 26 la 8-a pe lângă. 1 la 2-a. 1 la 2-a, plus 3 la 2-a, plus 4 la 2-a. De acord? Da. Dar n-ai scris, te rog, că tu nu scrii și nimeni, nu-mi pare rău cum scrii. Trebuie nes-o dată. Și acum, Horia, ce face? Cât face 26 la 3, 26 la 8? 26 la 9. Deci, 26 la 9 este egal cu 26 la 8 ori 1, 26 la 8, da? 26 la 8, da? Plus, Daniel. 26 la 8, plus... Ori, 26 la 8 ori 3 la 9. Păi, nu. Ha? Păi, 3 la 2. Lasă așa. Da. Plus 26 la 8, da? 26 la 8, da? Ori? Ori 4 la 2. 4 la 2. Iată că am reușit. 26 la 9 este egal cu... 26 la 9 putem să-l punem la exponenți? Adică să fie tot cu 2? Asta, vreau ceva la a doua. Cum ar putea? Scriem 2 la a treia. Adică 2. 26 la 8, acum să fie tot la a doua. Poți să zic 26 la a patra, tot la a doua. Da? Poți să zic la a patra, tot la a doua. Deci egal cu 26 la a patra, tot la a doua. 26 la a patra, tot la a doua. Stop. Ori 3. Ori 3 la 2. Tot la 2. Așa, da. Plus 26. 26 la 4. Ori, 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 ori. Ori 4 la 2. 4, totul la 2.
Iată ce performanță! Și asta înseamnă că e o sumă de 3 pătrate perfecte, deoarece e una la două. 26 la 9 e scris ca o sumă de 3 pătrate perfecte. Și că 26 la 9. Nu mă interesează. Poate tu 2005. Am stabilit, înainte. Este? Este o problemă. Dacă v-aș fi spus la început, vă rog să scriți de 26 la 9 ca o sumă de 3 pătrate perfecte. Dar ce a fost aici? Secretul a fost așa. Că 26 la 9 este scris ca o sumă de 3 pătrate perfecte. Și pe urmă am mulțit cu 26 la câta? La 8. La 8, la putere pară. De ce la putere pară? Că să șmecheria lui, ca să-l poți zici la a doua, că le aveam pe celelalte la a doua, prin distributivitatea. Și scriindu-l pe 26 la 8, ca 26 la 4, totul la a doua, îmi permit pe urmă să văd ca o sumă de 3 pătrate perfecte. Unde suntem? Suntem la olimpiadă. Și acum, ce? Mă întorc. Eu cred că mi-am pregătit terenul destul de atent. Da? Deci cei care mă urmăriți și filmul este pregătit, am plecat la 25 ca fiind sumă de 2 pătrate perfecte. V-am dat 26 ca să vă atrag atenția, mai adaug pe unul care e pătrat perfect. Iată pe 26 scris așa. Și am înmulțit cu un 26, puteam zice la a doua, la a patra, la a șasă. Și la 200. Și la 200, la un număr par. Esențial, un număr par. De ce? Te joc. Așa, o să plece mai târziu. Abia de. Deci este superb momentul. Deci am înțit cu 26 la puterii pară. Ca îndată să am șansa ca pe cel număr par să scriu 2 ori ceva și după distributivitate să am la a doua, la a doua. Asta a fost mult. Da, să facem de exemplu nostru acum, că vă dau doar un exemplu. După ce m-am pregătit așa, ne uităm la ce avem noi. 201 la cerea 2005. 201, 201. La puterea 2015. Cum îl zic? Da, asta trebuie să fac. Pe 201 să scriu ca o sumă de... pătrate perfect. De 3 pentru că voi putea scrie e capul 201 la a întâia. Ori 201 la... la cât da? 2014. Da, da, fi 2000. Care-i 14, e multiplu de, de 2 și merge după jocul meu. Da. Deci și... sunt foarte tare, hotărât. Abia acum se hotărât să mă duc pe culoarea asta. Ai, era cu... Ok, mai de... Deci muncesc acum, cinci. Cum să spun? Ia să vedem. Focusez maxim cu putință pe 201 să-mi scriu ca o sumă... O sumă de pătrate perfecte. O sumă de pătrate perfecte. De exemplu... 11 la 121. De acord. Ce sunt 21? Și ar mai rămâne 120. Rămâne 80, nu? 25 cu sarau? 80 din cine? Două pătrate perfecte. Vă zic eu. 64 și 16. De ce calcul? 11 la 2. Plus 8 la 2. 8 la 2. Plus 4 la 2. Plus 4 la 2. Gata. La de compus. Gata. Asta era bătălia numărul 1. Suntem bătălia asta. Nu, 201 la 1, ori 201 la 2014. Deci acum, nu scriu din nou relația. 201 la 1. Nu scriu din nou la 1. A, scriu încă o dată. Așa fie că sunt... E ca 11 la a doua, plus 8 la a doua, plus 4 la a doua. Și totul de înțeles, a înțeles totul cu... Cu cât copii? 201 la 2014.
200 la 2014, ca să nu la 2015. Și o să fie acolo 200 la 2015. Da. Deci echivalent cu? 201 la 2014. Pe lângă. Ca să vadă tot omul. 11 pe lângă. 11 la a doua. 11 la a doua. Plus 8 la a doua. Da. Plus 4 la a doua. Și acolo o să scriu, o să fie la 201 la 2015. Desfac distributivitatea în casă. Da. Și urmează 201. 201 la 2015, care este egal cu 201 la 2014, ori 11 la 2. 201 la 2014, ori 11 la 2. Plus 201 la 2014, ori 8 la 2. Plus 201 la 2014, ori 4 la 2. Și acum o să scriem, 201 la 2015 este egal cu 201 la 2015 este egal cu 201 la 1007 201 la 1007 11 tot la 2 plus 201 la 1007 la Davide zice plus 201 plus 201 ori 201 la 1000 da, 201 la 1007 da, acolo era 1007 așa la 1007 ori Ori 8, foarte bine. Totul la a doua. 8, totul la a doua. Și plus? Tot eu? Da, tu, Horia, 201. 207 plus 4, totul la a doua. Plus 4, totul la a doua. Și acum e să mă întreb pe tatăl. Ori 4, ori 4. Ori 4, ori 4. Ori 4, da, ori 4. Sumă. Este super delicioasă. L-am văzut, scris ca o sumă de 3 dar puteam 100 plus 100 plus 5, 10 la 2 plus 10 la 2 plus 1 la 2? Puteam și așa, dar nu ne-a spus autorul să fie diferit. Nu. Puteam să mă duc și așa. Puteam să mergem și așa, puteți să facem... Poate o altă descompunere poate să fie. La 101 puteam găsi și o altă descompunere. La 201, exact. La 201. Deci o căsătare legile de asta, 100 plus 100 plus 1, deci se putea, că descompunere 10 la 2 plus 10 la 2 plus 1, tot se putea, că restul i-am pus o întrebare. Cum am dat și jos și aici, poate? O facem, dar nu asta mai important. Eu altceva, cu ce rămâne noi aici? Deci, câte vreme? Erați așa, parcă neîncrezători în ce pregăteam eu aici. Corect. Dar ce faci, dar ce tu te ultima cifră, căutam noi pe acolo. Eu simțisem că nu acolo să află ei, știu. Câte vreme ultima cifră nu mi-o ferea nicio șansă să scriu o sută de bucuri. Eu vreau zice bibliora ei. Imediat, mai prea frumos. Nu mai e vizite, exact. Este, dar cât ai mai făcut o chestie asta și ți-a părut rău, că ai avut la putere, nu știu ceva, odată. Deci, vreau. E ieșit a zis așa, dacă pe 2201 la puterea 2015, se scrie ca o sumă de 3 pătrate, de 3 pătrate perfecte. Deci, foarte tare ești. Și atunci, ca să-i pot ajuta, m-a dus la 25 și a zis 9 plus 16, că o sumă de pătrate perfecte, 2, 3 la 2, 4 la 2. Fac 25, da? Păi mi-a dat 26, am numărit pe 25 cu 1. De ce l-am dat așa? Să-i văd, să prind că al treilea pătrat e 1? Adică 1 plus 9 plus 16, adică 1 la 2, plus 3 la 2, plus 4 la 2. Și eram foarte furios și spuneam, dar ce umblați cu treburile astea? Neobosiți, că veniți la exercițiu. După care am înmulțit cu 26 la 8, toate astea. Puteam să mulțesc cu 26 la a 4, la a 6, la a 8, la a 10, la a 9, la a 10. De ce? Că în momentul în care am mulțit egalitatea asta cu 26 la 8 și am aplicat distributivitatea, 8-ul ăsta poate fi ca 4 ori 2 și cum e la a 2, la a 2, la a 2, iată că
că se scrie 26 la a patra, totul la a doua, 26 la a patra ori 3, totul la a doua, 26 la a patra ori 3. Dacă eu mulțeam aici minuna cu 26 la a șaptea, mai aveam eu vreo șansă să fac ieșițiu? Nu, că șaptea aceea nu poate fi ceva la a doua. Nu? Șapte lui, multiplu de 2. Mie îmi trebuia multiplu de 2. Ca să nu mai pare, nu mai pare. Și de aceea reușesc performanța. Și acum mi-am pregătit terenul și am zis, măi copii, dacă eu vă dădeam să scrieți asta, 26 la 9 o sumă de pătrate perfecte. Nu știam nimic. O sumă de 3 pătrate perfecte. Și păi cum eram, care a fost secretul? Că 26 simplu se scrie. Și atunci zice, întoarce repede. Că 1 la 215 înseamnă că se bazează pe 101 ca să fie scris ca o sumă de 3 pătrate perfecte. Și iată el de 201 într-o variantă. A fost 11 la 2, plecat repede, care a fost 21. 8 la 2, 64 și cu 4, la 2, 16, fac exact 201, așa s-a spus, 64 și cu 16, fac 89. Și în final a fost rapidă ideea că mulțim cu 201 la 214 din motivul acela de a ajunge la 215. Da? Dar face serviciu perfect cu 214. Concluzia este că dacă ar fi fost aici la 201 la 2016, el aș fi mai putut face ieșițiu? Nu. Că trebuia să mulțesc cu 201 la 2015 și nu mai merge ieșițiu. De aceea sunt atât de încântat, entuziasmat, am uitat cum arăta, iartă-mă, dar am făcut-o cu gândul că este atât de frumos ieșițiu, da, atât de plăcut și atâta stare de bine s-a creat, încât mi-am permis să-i cum arăta și să spun că am făcut ieșițiu foarte bun, foarte interesant. Și ai fericit după la 10 absolut la matematică? Da? Ai, îți luici curat, curat. Ai de luat 8.50. Eu sunt fericit dacă am mulțit. 8.50 ați auzit? Da, am înțeles. Da. Super. Deci, acum, în clipa asta, iată că începe să culegem ușor, ușor rezultatele. David mi-a spus că are avut la teză cea mai mare notă din clasă. 10! Da. Singurul 10. Cum singurul 10? Nu singurul. Nu, mai mult de 10. Da, a fost printre cinerul la 10. Iată-mă, am avut impresia că a fost singurul 10. A fost mai mult de 10. Dar scala s-a întins de la 2 început. Asta e foarte, foarte bine. Deci, teze de 2. Eu aștept, Davide și Daria, momentul de vârf când subiectul este ne facem. Asta, da, da. Așa e la clasă. Eu aici vreau să vă vorbim. Voi observați că am început ușor, ușor să ne ducem în zona asta în care încercăm să intrăm în problemă. Ea este dificil. Noi sunt problemele la îndemâna noastră. Nu-i simplu de făcut. Dar dacă prindem curaj, iată, să vă spun numai 2 minute, vorbeam cu fiica mea de state acum. Și ea lucrează cu fetița așa, ca să intre o tasă de-asta în special. Și acum spuneam, Aura, este esențial să-i transmiți un mesaj, încrederea a intra în problemă. Dacă nu are așa stare să domine problema, și voi știți, să vă alimpia, de la asta făceam. Dar nu mai... A, ca să-i ziceați Aurei. Da, nu vreau. Dar copilul acum abandonează mesajul, nu știu să fac asta. Nu știu. Este clar, pentru că vine mesajul la profesori. Ei, profesori, vin cu o listuță și le comunică doar niște etape de rezolvare. Și acest mesaj vreau să fie o cercetare. Lecția de matematică trebuie să fie o cercetare când, de fapt, se întâmplă cu factul aici. Da? Deci este o continuă tatonare. Dacă eu risc să nu știu problema, să mă prezint în fața lor așa, cum mă vedeți... Este un exemplu pentru a trebui să fie un model la fel în care și ei trebuie să îndrăznească apropo să abordez. Chiar cu riscul, că stau cu o oră jumate și mă lupt cu problema aceea. Este maxim pe care îmi asum acela de a citi problema deodată cu voi. Foarte dificilă uneori, foarte dificilă uneori. Dar sunt și eu un om și arăt cum anumit trebuie procedat ca altată să reușiți. Dar și mântuia greșit că l-ai făcut și este super, nu? Starea de bine este extraordinară. Înțeles, te l-am făcut, și eu l-am făcut. Hai
Hai să vedem, să ne facem repede să vedem sinteza mai. Pentru început am făcut procente. Sinteza. Procente a fost prima parte, dar am închis-o. Ok. Procente. Acum am reușit pe punctul de din nou. Deci putem... Nu, teorema împărțirii preț. Așa. Teorema împărțirii cu rest. Vreți să îmi permită să mai fac o remarcă? Horia rămâne, atenție Daria și cu Davide, da. Horia rămâne un model de modul în care trebuie să nu ne grăbim. Sesizați la el cât de stă de liniștit în bancă și analizează și abia când e sigur vine, voi aveți tendința de a zis, pac, voi aveți suficient. Eu sunt de nevoastră, să încercăm mai multe soluții, de da, de acord, dar așezați lucrurile. Deci așezați-le în mintea voastră. Să nu ne plăcăm așa în problemă, ați spus, niciodată. Dar atenție, eu n-am spus să stați pe afară și să rezolvă problema. Nu, intrăm pe lângă problemă, dar căutăm ideile acelea care să vină în sprijin. Până să fiu cinstit acum, cu ultima cifră nu ne făcea serviciu, te-ai convins, nu? A fost ideea, dar ce făceam eu cu ultima cifră? Deci nu mai era de folos, era altceva. De aceea construim cu atenție. Deci eu am împărțirii cu rest, apoi ce am mai spus aici? Ce am mai făcut? Am făcut ăsta... Pătrate perfecte. Pătrate... Operații cu puteri. Puteri, operații cu puteri. Puteri, da. Operații. Cu puteri. Factor comun. Da, factor comun. Da, ce mai spune? Scrierea unui număr cu o sumă de 3 pătrate perfecte, da? Adică operați puteri. Un număr scris ca o sumă de 3 pătrate perfecte. Voi vă puteți gândi ca o sumă de 4 pătrate perfecte. Practic se aide problema. Să adună 3 pătrate perfecte. Și urmă se mulțește cu și găsești numărul și gata. Dacă tehnologia e pus la punct, atunci nu avem nicio emoție. Nu uitați să dați like, share sau mai ales la proful online. Să ziceți la toată lumea, la rude, la oameni de pe stradă, chiar pe stradă, orice. Mă, așa, vă oprim și văd că voi știți scriu la proful online acolo. Eu acum vă spune mai mult. La revedere!